Ministrul interimar al Agriculturii, Radu Berceanu, a declarat că Ministerul Finanțelor a aprobat ca 1 miliard 800 de milioane de lei din veniturile obținute din privatizare să fie alocate Ministerului Agriculturii pentru aceste plăți. Banii reprezintă un împrumut fără dobândă pe o perioadă de un an. Ministerul Agriculturii va plăti și o subvenție de 1 leu pe litru de motorină folosită la lucrările agricole din această toamnă.